Deplasare dificilă, rezolvare pozitivă. La prima ieșire din sezonul 2009-2010, voleibalistele băcăoane și-au trecut în cont o nouă victorie. Nu le-a fost ușor în fața unei formații experimentate cu o medie de vârstă ridicată, dar a ieșit bine. Ieșencele au mizat pe o formulă cu patru straniere, trei ucrainiene și o rusoaică, majoritatea jucătoarelor fiind trecute de 35 de ani. Studentele băcăoane au început bine, câștigând primul set cu 25-22 și au continuat și mai bine, 25-17 în setul secund. Au cedat actul al treilea cu 22-25, însă au revenit și s-au impus simetric în cel de-al patrulea set, 25-22. După cea de-a doua victorie consecutivă, Știința o vizează pe a treia în meciul programat pe teren propriu cu CSM-ul Craiova, la finalul acestei săptămâni. Acesta va fi ultimul joc disputat acasă, înainte ca sala sporturilor să intre în renovare.